bine este de cel neprihănit. Lui va merge întotdeauna bine, că se va bucura de rodul faptelor sale. Vai va fi însă de cel rău. Lui va merge rău, că va culege rodul faptelor sale. Am încheiat citatul ca o concluzie simplă prin care profetul Isaia, în scrisoarea sa, capitolul 3, versetul 10 și 11, descria mentalitatea și mai ales ceea ce urmează să fie în dreptul fiecăruia dintre noi. În fapt, poate cel mai frumos principiu pe care Dumnezeirea l-a dorit nouă oamenilor este acela prin care fiecare faptă bună a fiecăruia dintre noi își va atrage după sine o răsplată. O răsplată pe care Dumnezeu a pregătit-o în așa fel încât fiecare dintre noi să fim fericiți. Astfel, pentru că Dumnezeu nu este nici de cum doar o idee filozofică menită să impresioneze mințile credurilor, ci este o persoană, o ființă reală, plin de dragoste pentru copiii săi, în ceea ce te privește și în ceea ce mă privește, vă invit să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a-i aduce plăcere Dumnezeului nostru. Astfel încât, atunci când ne vom întâlni cu El, să ne bucurăm de El ca de un prieten și totodată să ne bucurăm de răsplătirea pe care o pregătește chiar în momentul acesta pentru tine și pentru mine. Nu-ți pierde speranța. Pentru fiecare faptă bună pe care o faci, Dumnezeu va pregăti, în slava Sa, o răsplătire autentică. Una care nu ruginește, care nu este săpată sau furată de hoți, una care nu își pierde valoare. O răsplătire de care cu certitudine te vei și mă voi bucura. Fiți binecuvântați!